Iubitorii de animale au protestat de-a lungul timpului împotriva condițiilor în care erau adăpostite animalele fără stăpân din Constanța. Aceștia se plângeau de condițiile mizere de la biobază și firma de ecarisaj. În consecință, contractul cu firma respectivă nu s-a mai prelungit, iar de îngrijirea maidanezilor se ocupau voluntarii. Primăria Constanța dorește reamenajarea biobazei și a lansat deja o procedură de achiziție pentru renovare și amplasare de containere pe post de birouri, dar și o alta pentru servicii de sterilizare a câinilor. Acestea sunt însă soluții de compromis care vor funcționa doar pe o perioadă limitată, întrucât autoritățile vor să rezolve definitiv problema câinilor fără stăpân. Din păcate, astăzi culegem ceea ce am semănat. O dezbatere mult, mult prea amplă pe modul de organizare a serviciului de ecarisaj. În momentul în care am propus achiziționarea unui serviciu extern de ecarisaj, știți foarte bine care au fost luările de poziție. Primarul orașului speră ca în cel mai scurt timp Constanța să preia modelul altor orașe unde serviciul de capturare și transport a animalelor fără stăpân să fie externalizat. Îmi doresc ca lucrurile să fie separate. Municipalitatea să se ocupe de supervizarea activității și de adăpost, de adăpostul existent ce va fi modernizat și de construirea noului adăpost, dar pentru asta trebuie să avem cu cine și de asemenea să externalizăm partea de capturare și transport. Lucrările de reparații la adăpostul de câini fără stăpân vor consta în decopertarea tencuielii de pe pereți, montare de gresie, faianță, instalații electrice, sanitare, zugrăveli, placarea fațadelor și reparații la tavane. De asemenea, la cuștile pentru animale se vor monta grile metalice, porți, se vor curăța sistemele de scurgere și se vor repara gardurile. Propunerile firmelor interesate se pot depune până la data de 10 februarie.